Bolile orale continuă să afecteze un număr mare de locuitori ai țării noastre. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, fiecare al doilea moldovean suferă de carie dentară, iar principala cauza acestei afecțiuni este nerespectarea igienii cavității bucale. Astăzi, când este marcată Ziua Mondială a Sănătății Orale, studenții de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, împreună cu specialiștii ANSP, au organizat o acțiune de informare a populației și au venit cu recomandări despre îngrijirea corectă a cavității bucale. De asemenea, ei au împărțit trecătorilor produse de igienă personală. În cavitatea bucală se găsesc numeroase tipuri de bacterii care pot duce la apariția mai multor boli dacă nu este îngrijită corect, susțin specialiștii. În cavitatea orală, la momentul actual, este depistat că sunt mai mult de 670 sau chiar mai multe tipuri de bacterii la fiecare persoană. Mai mult decât atât, dacă o persoană nu îngrijește o perioadă mai îndelungată cavitatea orală, într-un gram de placă, care se vede pe un vârf de ac. Sunt atâtea bacterii, mai multe decât sunt populația pe globul pământesc. De aceea, respectarea igienei orale este foarte importantă, mai ales că nu necesită un efort și cheltuieli mari. Cea mai ieftină metodă constă în periajul corect al dinților. Acesta trebuie să fie efectuat obligatoriu de 2 ori pe zi, după mese, spun specialiștii. De la arcada de sus începem și le efectuăm prin mișcări de măturare. Începem de la ultimul dinte, pe fiecare dinte trecem câte 2-3 ori pe fiecare porțiune. Exact așa facem la fiecare dințișor, pe partea externă, după care trecem la partea internă a dinților, periem, așa, pe partea masticatorii, unde mestecăm mâncarea, facem mișcări dute-vină sau mișcări circulare. După care trecem la arcada inferioară și aici, exact așa, mișcările de măturare, doar că facem mișcările de jos în sus. Și curățarea limbii este necesară, deoarece acolo tot se acumulează bacterii. De asemenea, este important să alegem corect periile de dinți. Pentru limbă, noi avem un instrument special care se numește răzușă pentru limbă sau racletă. Cu ea curățim suprafața limbii și mai putem pentru ea să folosim și periuța dentară. Pentru copii alegem periuțe dentare cu cap mic, suprafață activă, ușor accesibilă, comodă. Medicii rezidenți au venit cu mai multe recomandări pentru populație. De când am început să învățăm toate patologiile care se întâmplă în cavitatea noastră bucală și cum afectează totul asupra smalțului și orice structură pe care o avem, am început să avem grijă mai mare în cavitatea bucală, începând periajul mai atent, mai corect. Periuța adaptată conform criteriilor fiecărui individ, de asemenea, pasta de dinți, care trebuie să cunoască toată lumea, da? Este, poate fi cea curativă și cea igienică. Cea igienică nu are niciun efect asupra danturii sau a țesutului moale, pe când cea curativă, fie asupra țesutului dur, fie a țesutului moale. Vă invit să aveți grijă de cavitatea bucală, respectând o igienă orală zilnică corespunzătoare, periajul de 2 ori pe zi, folosirea ației de dinți, apei de gură. De asemenea, să respectăm o dietă sănătoasă, cât mai puțin carbohidrați. Studiile arată că în țara noastră se observă o tendință îmbucurătoare în ceea ce privește îngrijirea dentară a copiilor. Numărul vizitelor la stomatologi a crescut de la 61% în 2021 până la 81,6% în 2022. Totuși, în rândul populației generale, situația rămâne precară, spun specialiștii ANSP. Apariția cariilor și, din păcate, igiena este cam precară. Este precară la populație. Oamenii nu au grijă de sănătate dentară. Fiecare a doua persoană suferă de carie dentară. Pentru a evita bolile orale, specialiștii îndeamnă pe oameni să facă o consultație la stomatolog de cel puțin 2 ori pe an. Însă unii moldoveni recunosc că apelează la medic doar atunci când se confruntă cu probleme de sănătate. Doar carii până când au fost. Și mergeți la curățare periodică sau cum vă tratați? Nu, doar când am probleme, mă adresez la medic și, adică la dentista, la medic și primesc tratamentul necesar. Diduri de 2-3 ori pe zi speli dinții, asta. De obicei faceți înainte de mâncare, după noapte? Bine, dimineața înainte de mâncare și seara înainte de culcare. Și de câte ori vizitați medicul stomatolog? Ultimul timp mai rar, dar odată n-am.
Potrivit studiului STEPS realizat în 2021, peste 86% dintre adulți cu vârsta între 18 și 69 de ani au menționat că se spală pe dinți cel puțin o dată pe zi, iar 33,8% au consultat medicul stomatolog timp de un an. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, boala severă a gingiilor este cauza majoră a pierderii totale a dinților, care afectează 1 miliard de oameni din lume.